Almighty God, I give glory and honor to you, Jesus. Atotputernicule Dumnezeu, îți dau toată gloria și onoare și ție, Iisuse. Yesterday, today, forever, Lord, you same for us. Ieri, astăzi și în veci, Doamne, tu ești același pentru noi. And you protect us today with your grace, Lord. Și tu ne protejezi, Doamne, prin harul tău. We surrender ourselves in your precious hand of Master. Și noi ne încredințăm pe noi înșine în mâinile tale prețioase, Stăpâne. Through your word you talk to your people today. Și prin cuvântul tău stai de vorbă cu oamenii tăi astăzi. You heal and you bless your people. Cu adevărat, Doamne, te rugăm să binecuvântezi pe toți, Doamne. Holy Spirit, give a light to your children, so Lord. Da, Duhule Sfinte, luminează copiii tăi, Doamne, luminează de pe toți. They come darkness to light and the light totally change in the name of Jesus Christ. Aleluia, ca să se întoarcă din întunecime la lumină, Doamne, și lumina ta să lumineze fața lor, Doamne, și să facă schimbarea totală în numele lui Iisus Hristos, te rugăm. Thank you, Father, we surrender ourselves in your precious hand. Și îți mulțumim, Tată, pentru că mâinile tale ne-am încredințat, în numele mâinile tale prețioase. You use us for your kingdom. Folosește-ne pentru împărăția ta, Tată. And we are not lift up any other humans or denominations name, but Father, we are lift up your name. Da, Tată, că noi nu înălțăm nicio ființă omenească sau o denominație aici, o religie, ci înălțăm numele Tău în toate, Osana, aleluia. Almighty God, I surrender for everything in your precious hands. Da, tot puternicul Dumnezeu, toate lucrurile le încredințăm în mâinile Tale prețioase. In Jesus' mighty name we pray. Și numele măreț al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin. Now we need to start. Okay, și începe cu ajutorul Domnului. Deci. I'm also waiting. We are ready to hearing the word of God and we allow to the Spirit of God to talk with us today. Și așteptăm pe toți cei care doresc cu adevărat ca Duhul lui Dumnezeu să stea de vorbă cu ei și cu noi astăzi și toți îl dorim. You know, many people, they did not understand the will of God. They don't know how they convince to God. He reply us in our prayer. Și mulți nu înțeleg, nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu știu cum cumva să facă ca rugăciunile lor să fie, adică să-L convingă pe Dumnezeu să-L asculte rugăciunile. And we did not know what to do. Și de multe ori nu știu ce să fac. And I know that the people, they are a lot of hours in prayer. Și știu că sunt oameni care petrec multe ore în rugăciune. And many fasting. Sau mult timp, zile de post. And within 2 or 3 days, they go to church. De 2-3 ori pe săptămână sau zile pe săptămână merg la biserică. They regular, they give offering and tithe to kingdom of God. Și dau și zeciuiala sau dăruiesc pentru împărăția lui Dumnezeu. But still they have something not completed to them. Și totuși, cu toate acestea, parcă este ceva care nu este complet acolo. And today I am hearing the word of God. Și astăzi, deci, vom auzi cuvântul lui Dumnezeu. And this word of God is helpful for everyone. Și acestea, ceea ce vom auzi, cuvintele Scripturii, ne vor fi de ajutor tuturor. And this time, the word of God, it changes your mentality. Și ceea ce vom auzi ne va schimba mentalitatea. And he helps you to improve yourself more. And you learn and implement the things how the power of the Lord, he bless you, he heal you, he change the situations around you. And how he give you that.
și prin ceea ce vom învăța, deci vom fi binecuvântați și Dumnezeu va schimba viața noastră, gândirea noastră și ne va ajuta să știm cum să facem, cum să procedăm și cum să împlinim toate acestea în viața noastră. In the many parts of the conference. În multe părți, în multe țări, în multe părți. And everyone there are very busy. Toți sunt foarte ocupați. People they didn't have a time. Și oamenii nici nu au timp. And when they don't have a time, that means they are not invited to the man of God at our homes. Și dacă nu au timp, nici măcar nu, nici nu invită oamenii lui Dumnezeu, pastor sau oamenii lui Dumnezeu în casele lor. For the lunch or pentru la o masă, fie la miază, fie seara la masă. Because everyone is very busy. Deci fiecare este ocupat, foarte ocupat. But today we learn through the Bible how one person he allowed to the man the God come and stay with his home and they are eating the foods and after that they give a blessing to them. Dar astăzi vom învăța cum un om al lui Dumnezeu a invitat pe cineva care a venit la ei în casă și l-a invitat la o masă și apoi a lăsat binecuvântarea peste casa respectivă. Okay, now we need a book in the Bible, the book of Genesis, chapter 18. Și vom deschide Biblia la Genesa 18, capitol 18, sau chapter 18. Verse 1 to 9. De la versetul 1 la 9, Genesa 18, versetele 1 la 9. Domnul i s-a arătat la stejarul lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogu-te pe lângă robul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum. Căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis, ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Then the Lord appeared to him by the terebinth tree at Mamre, and he was sitting in the tent door in the heat of the day. So he lifted his eyes and looked, and behold, three men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the ground and said, My Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. Please let a little water be brought and wash your feet and rest yourselves under the tree. And I'll bring a morsel of bread that you may refresh your heart. After that, you may pass by. Inasmuch as you have come to your servant, they said, do as you have said. So Abraham hurried into the tent to Sarah and said, quickly, make ready three measures of fine meal, knead it and make cakes. And Abraham ran to the herd, took a tender and good calf, gave it to a young man, and he prepared it. So he took butter and milk and the calf which he prepared and set it before them. And he stood by them under the tree as they ate. Amen.
You know, today we I try to be understand these things. Și astăzi să înțelegem aceste versete, aceste ce este scris. This is not a joke. When anyone there invited the man of God at your home for the dinner or the lunch. Aceasta nu este o joacă sau o glumă, o joacă. O, când cineva invită oamenii al lui Dumnezeu la o masă în casa lui noastră, când invită. The people they didn't have a time. Dar oamenii nu au timp. The man of God for your home. Deci oamenii nu au timp să facă și această datorie, să invităm pe oamenii lui Dumnezeu în casele noastre. And try to hearing me carefully. Și să căutăm să-l ascultăm cu atenție. And this is very important. Deci acest lucru este foarte important. And we need to remember which age God make a promise with Abraham. Și noi trebuie să ne aducem aminte la ce vârstă Dumnezeu i-a făcut promisiunea lui Avram. And this time when he is 99 years old. Și acum, de data aceasta, deci era la vârsta de 99 de ani. And that time to that time, 24 years, he still waiting. Și de la ziua când i-a promis lui Avram un fiu, până în ziua de astăzi, aici, 24 de ani, o așteptat. And 24 years, he is waiting for the one word that God speak to him, I give you child. Și 24 de ani o așteptat promisiunea care Dumnezeu a rostit, îți voi da un fiu. And now you read one more time the verse 1. Și vom mai citi încă o dată versetul 1. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Then the Lord appeared to him by the terebinth tree at Mamre as he was sitting in the tent door in the heat of the day. Ce făcea el? Deci stătea acolo la ușa cortului. He think about it. Se gândea. Last 24 years before the God had made promise with me, I give you child. And yes. All these things, his mind. Medita, stând acolo la ușa cortului, medita. Dumnezeu, 24 de ani în urmă, mi-a promis că mă va binecuvânta cu un fiu. And he memorized the promise which God speak to him. Și poate că își aducea aminte de promisiunea care Dumnezeu i-a făcut-o. And people, some people, they're just one day or two days, or three days, one year or two years, then they are backslided, then they are starting to argument. But that this man, he 24 years waiting for his prayer. Și mulți poate că descurajează după un an, doi, trei ani așteptând, descurajează, alunică, cade pe cale, dar acest om, vedem 24 de ani, a așteptat răspunsul Domnului. Și versetul 2, Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. So he lifted his eyes and looked, and behold, three men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the ground. The old man. Acest om bătrân, Avram. When he saw them, he ran. Și acest bătrân de 99 de ani când i-a văzut și a fugit spre ei. And he did not receive his answer, his prayer. Și nici nu primise încă răspunsul la rugăciunea lui. But he not lost his hope. Dar nu și-a pierdut speranța. His faith is not fluctual. Deci credința lui nu fluctua, deci când sus, când jos. And at that time, when he is 24 years is gone, and think that time is think about he's thinking about the God. Yeah, deci și de atunci de la promisiune și până acum 24 ani tot se gândea la Dumnezeu. And Bible tells to us that Abraham he is the friend of God. Și Biblia îl numește pe Avram prietenul lui Dumnezeu. And the God has come down. Și Dumnezeu coborât la el. And what is the plan of God? Why he come down? Și care a fost planul? De ce a venit oare jos?
God that time was very angry. Poate că Dumnezeu, maybe he was angry. Not maybe, he's angry. So she's just so many at. Because he had a plan to destroy the Sodom and Amora. Deci pentru că deci au venit, că au avut un plan, deci au venit și au avut un plan, pentru că s-au supărat, s-au amărât când au văzut situația Sodom și Gomora. That means he's not maybe, he's confirmed, he's angry. Deci atunci, deci l-a fost, deci confirmat că el s-a mâniat pe Sodoma și Gomora. And before he finished to Sodom and Gomorrah, he had a desire to meet with his friend. Dar înainte să meargă să nimicească Sodoma și Gomora, a venit la prietenul lui. Deci prin slujitorii lui. And that is the reason the Abraham, he said to them, rest and refresh. Deci acesta este motivul care Abraham le-a zis, deci stați aici, vă aduc apă și vă împrospătați și odihniți puțin sub copacul acesta. Why God, why he needed rest and refresh? De ce aveau nevoie acești oameni al lui Dumnezeu să se odihnească, să se împrospăteze? Because he's so much tense, because he's destroyed. Pentru mesajul care l-a ducea să distrugă acele cetăți în pricina păcatului. When you, everyone, they have the best friend in life. Și noi, fiecare dintre noi, avem un prieten cel mai bun sau o prietenă cea mai bună în viața noastră. And you see surrounding yourself in your life. The incident comes, you are very angry, and what you do? You call first your close friend, and then you share your heart with them. Și noi la fel, că deci fie la bine, fie la rău, dacă ne amărâm de ceva sau știu eu ce, prima dată parcă ne vine să împărtășim cu prietenul sau prietena cea mai bună. Why you share your heart? Because you feel rest and refresh. Și de ce împărtășim inima? Pentru că atunci parcă ne împrospătăm un pic și ne odihnim când ne-am împărtășit povara cu cineva. And this is the time when the God is so much anger to Sodom and Amora. He meet with Abraham. Și timpul acesta, când Dumnezeu s-a mâniat pe Sodoma și Gomora, deci prin acest slujitor s-a întâlnit cu prietenul lui Dumnezeu. And he said to them, rest and refresh. Și le-a zis, de ce, odihniți-vă. Odihniți-vă puțin. Because he's so much angry. Yeah, odihniți-vă și împrospătați-vă, cum ar veni. În pricina că tensiune. And 24 years he not received the answer from anything else. And he's not angry with God, and but he allowed to him stay here, wait, and I do something. Yeah, și deci pentru toți acești 24 de ani nu scrie Biblia niciune că el s-ar fi mâniat împotriva lui Dumnezeu, că nu a primit răspunsul. De data aceasta vedem că i-a chemat și a zis, odihniți-vă aici. And verse 3, you can read this. Și citi versetul 3. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogu-te pe lângă robul tău. And he said, my Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. And verse 4. Și versetul 4. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Please, let a little water be brought and wash your feet and rest yourselves under the tree. Now, one word. What he says, rest. Și cuvântul la care se uita, ce le-a zis, odihniți-vă. God, why God is rest? Și de ce Dumnezeu, că zice, Doamne, de ce Dumnezeu avea nevoie să odihnească? Because the man, at this time and before, when God meet to him, he's a joy. But in that time, when the Abraham looked to him, he is so much anger. Just imagination, okay? He's just imagination. He's so much anger. His eyes the burn, and he's sad for a faith because he destroyed something. And Abraham looked to him. Something is wrong with my friend. Ia, și fiind prietenul lui Dumnezeu, deci au văzut că de aia, deci erau acești trei bărbați, dar reprezentanții lui Dumnezeu, deci au văzut că de fiecare dată înainte, deci veneau prietenoși, deci din mesajul care l-aveau de transmis. De data aceasta, deci s-au văzut tensiunea, pentru că ei mergeau să împlinească porunca lui Dumnezeu să nimicească Sodoma și Gomora. Și deci ce le-a zis, odihniți-vă. And Abraham, he tells you God, rest.
Și Avram îi zice, prietenul lui, odihnește-te. And the verse 5. Și 5. Am să mă duc să iau bucată de pâine ca să prindeți la inimă. Și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe la robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. And I'll bring a morsel of bread that you may refresh your heart. After that, you may pass by, inasmuch as you have come to your servant. They said, do as you have said. And the second word, refresh. Așa, al doilea, deci să vă împrospătați. Prima odihniță și apoi să vă împrospătați. In that time, the God is so much anger. And the style of Abraham, he changed to the way of God. Așa, deci când Dumnezeu era, deci căuta să nimicească Sodoma și Gomora, deci Dumnezeu opri și a zis, odihniți-vă un pic ca să prindeți la inimă sau să vă reîmprospătați, cam așa, prindeți la inimă. Then he do something for them. Și atunci vedem, vine cu această ceea ce a făcut pentru ei. Now you read the next one. 6. Okay, I'll read 6. Avram s-a dus repede în cortra Sara și a zis, ia repede 3 măsuri de făină albă, frământă și făturte. So Abraham hurried into the tent to Sarah and said, quickly, make ready 3 measures of fine meal, knead it and make cakes. One more time. Okay. So Abraham hurried into the tent to Sarah and said, quickly, make ready 3 measures of fine meal, knead it and make cakes. And then the Abraham, he prepared the food for them. Deci Avram, deci voia să le aducă ceva de mâncare. Se întrerupe un pic. Getting cut off. You can hear me? Okay, a little bit cut off, yes. Something is wrong with my laptop. Da. Da, deci știm, este problemă cu laptopul. I need my phone and my phone battery is not that much. Așa, o revenit cu telefonul, dar telefonul nu are multă baterie, dar continuăm lucrarea Domnului. Now we are continuing. Da, și vom continua mai departe. Okay, now you please one more time to read for me. Okay. In verse 5 mm-hmm. and 6. Yeah, so 4, 5, 6, deci mai citesc încă o dată. Please let a little water be brought and wash your feet and rest yourselves under the tree. And I'll bring a morsel of bread that you may refresh your heart. After that, you may pass by inasmuch as you have come to your servant. They said, do as you have said. So Abraham hurried into the tent to Sarah and said, quickly, make ready 3 measures of fine meal, knead it and make cakes. Okay. 7. And Abraham ran to the herd, took a tender and good calf, gave it to a young man, and he prepared it. So he took butter and milk and the calf, which he prepared, and set it before them. And he stood by them under the tree as they ate. So And this is the 3 things we are, the word of God is the represents to us today. Aceste 3 lucruri care, prin aceste versete din Biblie, 3 lucruri care ne reprezintă astăzi. And when we are allowed the man of God at our home for the dinner or lunch. Când noi dăm voie
oamenii lui Dumnezeu să vină în casa noastră pentru fie la miez, o seară, masa de masă sau seara. And then something changed. Și apoi ceva se schimbă. And when he did. Și ei când au și Avram când a făcut lucrul acesta. Abraham allowed to them and stay to they tell them to stay here and I'm preparing a food for you and you eat and at that time you take a rest and refresh yourself. Deci vedem că deci Avram i-a zis, o pregătiți ceva mâncare pentru ei și o zis, odihniți-vă și împrospătați-vă, s-o prindeți putere la inimă, cum ar veni. What that happened, food, when you invited the man of God at your home, they changed the mood of God. Deci când prin mâncare, deci invităm oamenii, pe cineva când invităm, deci prin mâncare se schimbă, cum se cheamă, mood, felul de a fi. Și dacă omul este apăsat, obosit, printr-o mâncare se înviorează. Da, pentru că Dumnezeu deci era în poziția să meargă să distrugă Sodoma și Gomora. But when you invited, when Abraham invited them, and they are eating the food, and they are the God, the food is changed to mood of God. Ia, și această mâncare a schimbat, deci prezența oamenilor lui Dumnezeu i-a schimbat. Deci ei erau grăbiți să meargă să facă această lucrare, misiune de la Dumnezeu și s-au oprit, deci pe moment să se reîmprospăteze. God is very angry. Deci Dumnezeu era mânios. And through the food and they are eating and rest and the mood will change. Și prin această masă, deci invitația lui Avram, deci i-a schimbat. Number second. Și numărul doi. 24 years in prayer for a child. 24 de ani continua să se roage pentru un fiu. And in this time when they give the food to the man God and the system is changed and now the stopped prayer ready to receive the answer. Praise the Lord. Deci acești 24 de ani așteptând răspunsul Domnului prin această mâncare dăruită, o, cum se cheamă, o grăbit răspunsul rugăciunilor lui. Să fie Doamnă. And when we read this verse 8. Și când citim versetul 8. 9, sorry. 9. Atunci i-au zis, unde este nevasta ta, Sara? Uite-o, în cort a răspuns ea. Then they said to him, where is Sarah, your wife? So he said, here, in the tent. And when the God moved to change, and God ready to give you a blessing, then he called your name. Where are you? Și când Dumnezeu, deci prin această mâncare sau ofertă, oferit din inimă acest dar lui Dumnezeu, deci oferind oamenilor lui Dumnezeu, oferind de fapt lui Dumnezeu. Și atunci când el a fost împrospătat, deci te cheamă pe nume. Când Dumnezeu îi place, deci ce jertfa care o aduce, te cheamă pe nume, ne cheamă pe nume. And this is a very important thing. Invite to the man of God. This is not a lightly word thing. Oh, come, pastor, I need food, okay. But this is a very secretly the God change the systematically things surrounding your family, surrounding your personal life. Deci să nu luăm ca un lucru de apucat când invităm oamenii lui Dumnezeu în casele noastre, că deci se schimbă sistematic lucrurile aici. Deci binecuvântare, deci ceea ce noi facem, să facem din dragoste, conștienți că este voia lui Dumnezeu, sau este un secret acolo în a primi musafiri sau a primi frați, oamenii lui Dumnezeu în casele noastre, se schimbă acolo unele lucruri. The second thing God deci Dumnezeu și-a dus aminte de Sara. He not forget to send. Nu a uitat pe Sara. After that they are receiving the one son. Și după aceea vedem că au primit un fiu. And his name is Isaac. Și numele lui Isaac. Isaac. And Isaac means is joy. Și numele de Isaac înseamnă veselie, bucurie. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. When you invite a man of God at your home and you serve the food to them and they change the mood of God, they are God give you your stop, praise his answer for you, and then after he gives you joy at your family.
Deci secretul care e în spatele primirii de oaspeți, oamenii lui Dumnezeu în casa noastră, deci schimbă, deci dacă Dumnezeu a avut un plan de a pedepsi, deci schimbă aceasta, apoi, deci Dumnezeu își aduce aminte de rugăciunile făcute înaintea lui și schimbă situația între starea în bucurie. And we see God is ready to destroy Sodom and Gomorrah, everything. But after that thing, the force give the force to them, and the change come. Yeah. Deci Dumnezeu era hotărât să distrugă Sodoma și Gomora, trimițând oamenii lui, și acest dar de mâncare al lui Avram o schimba situația acolo. Deci rugăciunea care a fost al lui Avram înainte lui o schimba situația. And when you invite the man of God at your home for, and you give the offer for the foods, and God have a mood, he destroy you, he destroy your business, he destroy your family, he destroy your life. But when you invite the man of God at your home and invite the food, the lunch or dinner, then you change the mood of God. Și tot la fel, dacă deci pricina vieții tale, Domnul este supărat sau amărât pe viața ta, supărat de, sau nervos din pricina vieții tale, cum trăiești, și vrea să îngăduie o încercare peste viața ta, prin faptul că noi ne jertfim și aducând pe slujitorul Dumnezeu în casele noastre și dăruindu-le un dar de mâncare, Dumnezeu schimbă situația, schimbă toate lucrurile și în viațele noastre, din toate punctele de vedere. Second thing, your last 1 year, 2 years, 4 years, 15 years, or more 30 years, or 50 years, continually praying and you're not receiving the answer. And how they are receiving the answer, the Abraham, invite to them and stay and give the food offer to food to them. And then they receive it, they stops all the prayer. 24 years is waiting. But within 1 second, one invitation, and the situation changed. Praise the Lord. Și atunci, deci, poate rugăciunile noastre care n-au primit încă răspunsul de un an, de doi, de cinci, de zece, de 20, de 30, de 50 de ani, care n-au primit încă răspunsul, prin un astfel de invitație, de a invita sau a primi pe oamenii lui Dumnezeu în casele noastre, într-o secundă se poate schimba situația și Dumnezeu dă răspuns rugăciunilor. Dumnezeu își aduce aminte. You did everything. Ceea ce ai făcut. But you not do these things. Poate l-ai făcut pe toate, dar lucrul acesta nu l-ai băgat în seamă, nu l-ai făcut. This is the key. Aici este cheia. And the third blessings come, the joy comes his family. Și al treilea, deci vine bucuria, vine binecuvântarea și bucuria în familia noastră sau casa ta. As it comes to his family. Și o vine binecuvântare și în viața lui Avram. The meaning of Isaac is the joy. Pentru că însemnătatea numele lui Isaac este bucurie. This is the power offered to poor to men of God. Și câtă putere are în spatele primirii de oaspeți sau a invita la o masă pe oamenii lui Dumnezeu. And you have a desire you can do. Și voi aveți dorința, puteți să faceți lucrul acesta. I know this is the today the internet the internet quality is not good. Și vedem că deci calitatea pe internet și nu lucrează prea bine astăzi, dar mulțumim Domnului că și cu ajutorul Domnului facem. Internet is not working good, my laptop is not working good and my thoughts is not allowed to me to speak. Ia, și vedem, deci nici internetul nu este bun, laptopul se strică, vocea lui se șubrezește. This is very interesting method. In another time, I will explain another style, another way, because I have really, I received the blessing through the man of God. Și felul în care Domnul i-a pus pe inimă să împărtășească cu noi acest secret, acest mesaj, altă dată va explica într-o altă perspectivă primirea de oaspeți, pentru că cu adevărat Dumnezeu l-a binecuvântat de ce l-a văzut, binecuvântare în viața lui în urma primirii de oaspeți sau a invita oamenii lui Dumnezeu. And today when I invite the man of God at my home for the dinner,
for the lunch. Yeah, și astăzi când m-am amintit că a fost a avut probleme, au avut oameni al lui Dumnezeu invitați în casa lui la masă la la prânz. And the two men of God, they told me, Pastor, you are many years ago you invited two people, the men of God, but you stop now in time. But now you start again, you invited us. And why you stop? And I not explain, I don't have what to explain to do why I am or this thing not to do. Și deci doi dintre ei care a fost invitat mulți ani în urmă, acum le-a zis, zice, cu ani în urmă tu invitai și făceai lucrul acesta, dar zice, pentru o vreme ai oprit. De ce? Și atunci au zis că nu au avut cuvinte să explice. God is still alive. Dumnezeu este viu. And this is depend on you. You really have a desire to invite God and the God is change the situation. Și depinde de tine dacă ai dorința de să inviți pe Dumnezeu, invitând, cum am zis, deci invităm pe Dumnezeu când invităm pe oamenii lui Dumnezeu. Deci când ați făcut aceste lucruri, celor mai micuți, mie le-ați făcut, ia? And I don't know if you like it or you not like it, I don't care for this thing. Și nu știu, deci nu este treaba mea că vă place, deci primirea de oaste sau nu vă place, nu este treaba mea. And I tell you to be the truth. Dar eu vreau să vă spun adevărul astăzi. Because truth set you free. Pentru că adevărul te face slobod. Welcome back with the laptop. And the truth set you free. Căci adevărul te va face slobod. Because everyone they need you truth. Deci toți avem nevoie de adevăr, să cunoaștem adevărul. And the Bible very clearly tells us the truth is that Jesus Christ. Și Biblia declară foarte clar că Iisus Hristos este adevărul. And when we know the truth, then the truth sets us free. Și când cunoaștem adevărul, El ne face slobos, aleluia, glorie Domnului. And this is the reality how God is blessed with Abraham, how God held to the Sodom and Amorah, and people they come back to the own city. And how God changed the food is, you know, the food is little food. This is the food, but food changed the mood of God because his anger. But he's taking rest and refreshness and he's changed. Ia și vedem, deci secretul care l-am învățat, prin un pic de mâncare oferită, deci un dar de mâncare oferit oamenilor lui Dumnezeu, i-a oferit de fapt lui Dumnezeu prin acești oameni și Dumnezeu a schimbat situația, s-a oprit la prietenul lui, a destănuit lucrarea care avea să facă, vedem și știm că a intervenit pentru nepotul lui și familia lui și Dumnezeu a lăsat și binecuvântarea peste el. When you invite the enemy, this is not a joke, and this is not a just, don't lightly you take these things over the man of God, okay. But you understand, you remember for this truth, how God blessed to him, how God answered to him, how God gave a joy to him. Deci de acum acolo, dacă n-am știut, acum să știm că este vorba de primire de oaspeți, să nu luăm așa ca un lucru de apucat, o, vin și ăștia acum, nu știu dacă am mâncare sau așa ceva, ci să o facem cu o dăruire ca lui Dumnezeu. Și știm secretul care este în urma a invitației, a invita pe oamenii lui Dumnezeu sau a primi în casele noastre pe oamenii lui Dumnezeu, că este un secret acolo, cheia binecuvântării, transformarea în bucurie și toate care le-am învățat astăzi. And the pastor, they don't have the time, and the believer, they are not interested to invite to the man of God. Și astăzi pastorii nici nu au timp și oamenii din biserici nici nu mă interesează să invite pe pastori în casele lor. Both sides do not have interest. Deci cine am în două părți, nu există niciun interes. Deci un vrășmaș a rupt această părtășie și legătura. Abraham is not disappointed. He not think. 24 years, God is not giving me answer. But in that time, after 24 years, he again think about God. He not think about any doctors, any other medicine. Al vedem pe Avram, deci 24 de ani, nu ce dat la promisiunea lui Dumnezeu, nu s-o gândit la ceva medicamente, să recurgă la doctor în alte direcții, ci o rămas acolo credincios, că deși este numit părintele deci credinței, și Dumnezeu a împlinit. But he think about God. O să gândea la Dumnezeu.
Tot timpul acesta se gândea la Dumnezeu. So beautiful this story or this words or this chapter. When you read, really you receive the blessings. Și acest capitol și această ceea ce ne se spune aici cu adevărat, deci când înțelegem, când citim versetele și tot capitolul, atunci înțelegem și secretul care este în spatele acestor și totdeauna să fim gata să învățăm. Don't judge anyone. This is not our work. Și nu este lucrarea noastră să judecăm pe nimeni. Nu judecăm. Describe the word of God in a more deep way and try to understand and allow the word of God in your life and you see how the power of the Holy Spirit gives you strength. Ci să citim Biblia, Scripturile și să dăm voie Scripturile să vorbească cu noi. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu de fapt este Domnul Iisus Hristos și atunci acest cuvânt are putere să ne schimbe viețile noastre. And you need to take a decision. Și noi să decidem fiecare în dreptul nostru astăzi. We are saying, Lord, you make me like him, like that, and that, and Abraham prayed. And what you do, Abraham, what he did, and what you do. Yeah, și să noi să spunem, Doamne, ajută-mă să fiu ca unul și ca altul, care exemplu din Biblie, sau ca și Avram. Cum a lucrat Avram? Domnul să ne ajute și pe noi. He did, amen. Deci Avram a făcut și noi. Este rândul nostru acum să împlinim și noi. Și o să venim cu rugăciune. Heavenly Father, da, Tată Ceresc. You help us. Ajută-ne, Doamne. When we hearing the word of God today. Ascultând aceste cuvinte astăzi. And we have a desire we learn more again and more good with the good connection internet way and everything the laptop and the internet. And like in everything we have a desire to doing a good in the next time. Da, Doamne, și ajută-ne, Doamne, chiar dacă astăzi am trecut prin probleme și cu internetul și laptopul și conexia care nu a fost bună, Doamne, dar dorim ca Tu, Doamne, să ne ajuți, Doamne, data viitoare să putem să avem o conexiune mai bună. And we learn more deeply and enjoying the way. Și noi să putem să ne adâncim în cuvântul, Doamne, și să ne putem bucura de cuvântul Tău. And Father, you help us to take the decision today in our life. Și ajută-ne astăzi, Doamne, în urma lucrurilor care le-am auzit, să luăm decizii fiecare în viața noastră. Holy Spirit, you help us to do these things. Și ajută-ne, Duhule Sfinte, să facem și noi, să punem accent pe viața asta. We invite men of God in our home. Să invităm oamenii Tăi, Doamne, să sunt în casele noastre. And today we know the truth. Deci am înțeles și am învățat adevărul. The blessings. Deci în urma acestui lucru vor veni binecuvântările în casa noastră. Și că Tu îți aduci aminte și răspunzi rugăciunilor noastre, Doamne. How we receive the joy in our home. Și cum să primim bucuria în casele noastre. You help us, Lord. Ajută-ne, Doamne. You help us, Holy Spirit. Da, ajută-ne, Duhule Sfinte. We implement all these things in our life. Ca noi să putem să împlinim toate aceste lucruri în viețile noastre. Doamne, te rugăm să binecuvântezi pe fiecare. They send their prayer request, Lord, you know, and you touch them and you give them complete healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Da, Tată, te rugăm, o Doamne, pentru toți cei care au fost cu noi, Doamne, toți cei care și-au dus cauzele și au nevoie de atingerea Ta, de vindecare, de binecuvântare, Doamne, atinge-i Tu pe fiecare, Doamne, și lasă vindecare, eliberare și binecuvântare peste fiecare, Doamne. Da, Tată, noi dorim lucrul acesta. You bless us. Ca Tu să ne binecuvântezi. Use us for your kingdom, Lord. Și ca Tu să ne continui să ne folosești pentru împărăția Ta, Doamne. In Jesus mighty name we pray. Și numele măreț al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin.